Dragi români, pânza de minciuni din jurul pretinsei epidemii de COVID începe să destrame. Încetul cu încetul, în ciuda draconicelor măsuri de cenzură mediatică, adevărul acestei uriașe puneri în scenă iese la iveală. Enorma risipă de bani, copleșitoarea cheltuială de inteligență și întinsul câmp de înrăurire politică s-au dovedit zadarnice. Cu excepția naivilor, românii nu au mușcat din cea mai mare momeală dictatorială pe care masoreții marxiști ne-au întins-o vreodată. Foarte mulți dintre noi ne-am trezit definitiv, urmarea fiind că păpușarilor care au orchestrat colapsul sub pretext de profilaxie medicală a început să le fie frică. Amintiți-vă la câte tertipuri s-au dedat. Amintiți-vă de panica pe care presa a răspândit-o 2 ani de zile în sufletul nostru. Amintiți-vă de sutele de gazetari care și-au vândut conștiința în schimbul unor câștiguri efemere. Amintiți-vă de zecile de milioane de euro pe care guvernele Orban și Câțu le-au pompat în presă pentru ca voi să tremurați de frica unei îngrozitoare fantome virale. Amintiți-vă de stările de urgență, apoi de cele de alertă în care am fost siliți să trăim 2 ani de zile. De sarabanda testelor cu rezultate fals pozitive, de impunerea aberantă de a purta măști inutile, de carantinare absurdă născocită de niște minți diabolice, de gălușca purtătorilor asimptomatici, acea variantă medicală a prezumției de vinovăție. Toți eram bolnavi, atât doar că încă nu fuseserăm dovediți. Amintiți-vă de zelul cu care liderii de opinie, comentatorii și analiștii ne-au vânturat zilnic gălușca purtătorilor asimptomatici. Amintiți-vă de psihoza vaccinării, cu orice preț, înfățișată drept panaceu irefutabil în fața monstrului de microb și apoi amintiți-vă de aerul încurcat cu care aceiași satrapi medicali nu mai puteau explica de ce panaceul nu are totuși efecte. Amintiți-vă de devoțiunea fanatică cu care deștepții nației v-au explicat că știința e infailibilă și că religia nu poate face nimic în fața maleficului microb. Amintiți-vă cum ni s-au închis parcurile, bisericile și cimitirele, cum am fost ținuți de Paște în case și cum am fost amenințați cu hecatombe de morți. Amintiți-vă de statisticele măsluite doar pentru ca numărul de morți de COVID de ordinul măcelului să ne inspire impresia unei apocalipse. Amintiți-vă de măsura despotică a certificatului verde, de segregarea noastră cu ajutorul lui și de frica de a ne pierde dreptul la muncă din cauza satrapilor dornici să-și instituie tirania. Amintiți-vă de cumplitele reacții adverse din cauza cărora au murit mii de oameni în urma vaccinării. Amintiți-vă efectele secundare din cauza cărora alte zeci de mii nu vor mai fi teferi niciodată. Amintiți-vă de hotărârea cu care vă explicau că medicamentele antivirale nu au efect terapeutic. De sănătatea cu care vă spuneau că nu e nici urmă de oxid de grafen în minunatele vaccinuri. Amintiți-vă de impunitatea de care se bucură concernele farmaceutice, care nu vor plăti niciun sfanț de spăgubire familiilor îndoliate. Amintiți-vă de zecile de mii de români care și-au pierdut locul de muncă și care, din cauza că nu își pot plăti ratele la bancă, vor fi executați silit prin pierderea proprietății. Amintiți-vă de datoriile neverosimile pe care liberalii le-au făcut în ultimii 2 ani, punându-ne pentru decenii la cheremul cămătarilor internaționali. Lupta de azi nu e medicală, ci politică întâi de toate. Satrapii noștri, de la Iohannis până la Arafat, de la Rafila până la străinul Cercel, de la liberal la social-democrat, de la useriști la udemeriști, simt că adevărul li s-a strecurat printre degete. De aceea tremură de frică și dau înapoi. Uitați-vă la mimica lor când vă vor explica că pe alocuri au greșit în privința efectelor vaccinării. Nu au greșit pe alocuri, au greșit de tot, bătându-și joc de încrederea pe care l-ați acordat-o. Iar voi ați plătit cu sănătatea voastră și mulți au plătit cu viața lor. Amintiți-vă de toate acestea și plătiți-le cu vârf și îndesat. Nu acum, ci la vremea votului. Zburați-i de pe scena politică, aruncați-i în tomberonul istoriei. Restul vom face noi, silindu-i să plătească penal pentru răul pe care vi l-au făcut ani de zile. Și pentru nimic în lume să nu uitați la ce cacealma malefică ne-au supus în ultimii 2 ani. Să le amintiți mereu ce au făcut, așa cum o vom face noi în Parlamentul României. Fiți cu noi și vom așeza pe toți în acea criptă rușinoasă a istoriei unde le este locul. Dumnezeu să ne ajute!